apoi în sfârșire la Semana și Comunicare, sunt vicepreședintele Asociației Naționale și Comunicare, sunt în acestea, sunt în acestea, sim, ca domnul de aici și ca doamna de aici în devenire în curând, așa că despre mine pot să mai fi ca experiență zona corporei, deci sunt de aici în lucrul acesta, pentru că vreo 20 de ani am lucrat în zona de industrie IT, dar în special pe departamentele de suport. Deci am fost colega de la financiar, de la contabilitate, de la resurse umane, de la salarizare, de la departamentul de educație, de la recepție, acolo am fost suport de oameni, în zona de management, dar mă ocupa și de business trip-uri și de tot ce e nevoie prin companiile acestea, chiar și recrutarea. Foarte mulți ani, nu mai pot să spun acum de tare, dar acum 15 ani se mai făcea altfel. Așa că m-am plimbat în zona aceasta de departamentul de suport în industria IT. Bineînțeles, am văzut ce la colegii mei ce înseamnă Scrum, metodologia Agile, am aflat pe grupul de Scrum Awareness și am interacționat cumva cu partea asta pe care voi lucrați fiecare zi. De vreo 7 ani, cred, în 2015, 7 ani, am început să completez partea de training și am început să predau un cursuri de educație financiară pentru copii, după care m-am dus în zona de public speaking pentru copii și în prezent am două grupe cu care lucrez de copilași și, printre altele, m-am desprins complet de mediul corporate pentru că am plecat pe concursul. La prima dată, am o presentation pe care de training, de facilitare, de cursuri, de soft skills, cam ce e nevoie, consultanță pe zona de discuții umane, evaluare personal, evenimente, conferințe, poate să zic conferința de pe Facebook, LinkedIn, mai cu mare drag, pe 17 februarie, de la ora 4 la 8 la Ateneu, împreună cu Vlad Gafencu, o să mă aderez evenimentul de acolo, unde îi avem invitați ca Orteanu, el a repetat și cu Mitru Borțu. Și dacă vă plătoriți, biletele sunt în anotare de platformă. 17 februarie, sâmbătă, de la 4 la 8. Și cam asta, foarte pe scurt despre mine. De ce am făcut pasul ăsta din industria IT, către unde era bine condus, după 20 de ani, chiar foarte confortabil, din toate punctele de vedere, pentru că mi-a plăcut foarte mult partea asta de educație. Mi-am dorit să am mai multă experiență, să mă adresez către mai mulți clienți din industrie diferite, după să fac așa un range mai mare de experiență, pe partea asta, ce să-mi aducă viitorul să știe, dar momentan nu mă bucur de bătății casa de clienți și de a învăța cât mai mult și de a vedea cum pot să contribui și aduce plus valoare înapoi. Asta pe scurt despre mine, despre ce mai fac și toate astea, OLB, în cadrul Social Responsibility, mult timp am fost în zona asta și de ONG-uri, de colaborare cu corporate cu ONG și cam atât despre mine. Ce am gândit să vă prezint astăzi? Data trecută discutasem că partea asta de Liberating Structures oferă niște frame-uri de lucru, foarte multe chiar, sunt 33 metode și multe dintre ele pot fi adaptate și preluate în ceea ce faceți voi, în metodologia Agile, în retrospective și multe alte, nu știu, ședințe pe care le moderați și organizați. Și am vrut să vă aduc o perspectivă, să vedeți cum sunt organizate acestea, unde le puteți găsi și să aplicăm câteva dintre ele astăzi. Să vedem dacă vă luați ceva mai departe la multe, eu sper că e util ce să experimentați astăzi. Bineînțeles că Troika Consulting am zis că ne urim la ea, dar trecut am aplicat la Extras, care era cu de mai mare, acum am zis că să lucrăm între ei și să lucrăm fiecare dintre voi la program specific și să aplicăm zic Troika. Și va fi principala metodă, dar până acolo mai avem puțin. Așa că vă invit să căutați în sală colegi cu care să faceți perechi unul la unul și apoi să schimbați perechea cu altcineva și apoi încă o dată, adică 3 runde dintre astea, de 3 minute fiecare, deci o să lucrăm 9 minute într-o cadă exercițiul acesta, și
trecut să abordați întrebarea aceasta. Care este cea mai mare provocare pe care o aveți când facilitați sau coordonați o discuție de grup? Da, ori e clar ce e făcut? Un coleg în sală, cine termină rămâne fără perechi ca să reușit, din a spus ca să vă vedeți unii de alții și faceți altă perechi. Da? Și schimbați doi parteneri. Da? Să lucrați cu trei colegi. Da? Bine. Ați reușit să aflați de la colegii voștri cu ce se confruntă? Mila, voi s-au învățat și o perioadă cu provocări. Cam aceleași? Problemele sunt aceleași. Da. Greu să lucrez cu oameni. Greu să lucrez cu oameni, nu? Deci, provocare de la oameni, nu de la structură sau metodă sau altceva. Oamenii sunt provocare. Bun. Hai să ne uităm puțin pe... Mulțumesc frumos de partea asta introductivă. Și să ne uităm puțin la framework-ul Liberating Structures. Și, practic, fiecare din metodele acestea 33, care le găsiți, bineînțeles, pe Liberating Structures, cum consument, mai spuneți exact, dar găsiți imediat site-ul și pe aplicația pe care vă puteți descărca pe mobil, Lisa, toate din metodele acestea au această microstructură, se numește, da? Adică, are în mijloc, în centru, să spunem așa, este un icon, da? Adică o imagine, cum vedeți cele de pe lateral, da? Fiecare e reprezentată pe o mică imagine. După aceea are un nume fun, playful sau cum o fi, ca cele pe care o să facem imediat, recapitulativ se numește, și are purpose, un scop bine definit, care este scris. La fiecare dintre ele o să aveți scris care e scopul metodei respective. Și apoi fiecare din ele se descrie prin cercurile alea, lucrurile din cercurile de albastre. Adică este o imitație structurată, cum este aranjat spațiul și ce materiale sunt necesare și ele sunt descrise. Fiecare metodă are pe site atât de bine structurată, deci la fiecare pur și simplu ai imitația structurată, ai scopul, îți descrie cum, ce ai de făcut, în câte se face exercițiul respectiv, câte persoane, cum cu echipele, cum faci, totul este descris. Cum este distribuită participarea, o să revin imediat și o să te framework, o să fac exemplu. Cum sunt configurate grupele, și secvența de pași, adică ce presupune, numărul 1, ce face, numărul 2, ce face, da? Și cât ai timpul alocat. În cazul nostru, cu ce am făcut anterior, este una din metodele libere instituțe, se numește impromptu networking și are scopul declarat, rapid share challenges and expectation, build new connection. Deci scopul este să vă conectați unii cu alții, ăsta a fost, să spargem unii piața, să intrăm în atmosfera pentru exercițiul următor și să împărtășiți ceva legat de tema de astăzi, care e legat de facilitare, de provocările pe care le aveți în partea asta de metodologie agile pe care au plecat. Și scopul clar ăsta este, da? Provocarea a fost, sau invitația, să-i spunem, a fost aici, what is the biggest challenge you face when you see the meeting. Iconul este cel de acolo, pe care îl vedeți, cei trei omuleți, denumirea importunetului, clear purpose, este clar scris pe site acolo și găsiți la fiecare metodă, ăsta a fost. După aceea, invitația structurată, a fost întrebarea pe care v-am dat-o. Se poate merge și cu două întrebări. Una din zona asta de o provocare și să mai adaugi una din ceva, nu știu, cu ce contribui la grup sau zona de a crea o conexiune. Sau, bineînțeles, că se poate face și variații și metodele prezintă și variații posibile și, de exemplu, aș fi putut la fiecare rundă să vă dau o altă întrebare pe care să o abordați cu un coleg diferit. După invitația asta structurată, cum este aranjat spațiul? Cum a fost open space, în open space v-ați desfășurat? Cum e distribuită participarea? A fost egal, fiecare dintre voi a avut 3 minute, adică un minut jumătate, fiecare să împărtășească și a fost din ambele părți, da?
egalitate egală exercițiul. Și timp alocat egal pentru ambii parteneri. Cum sunt create? Că grupele au fost grupe de câte doi în care s-a lucrat și apoi au fost trei runde, de primii runde, adică time allocation vine mai sus și secvența de pași. Tu dați un coleg în sală care face pereche, asta este provocarea, nu răpășiți 3 minute, schimbați partenerul, stați mâna sus, stați mâna sus cu partener și apoi mai schimbați încă o dată. Practic, fiecare metodă este fix așa, împărțită pe framework-ul ăsta. Și am trecut aici. Tocmai ce v-am povestit. Aici este pur și simplu dat copy-paste de pe net ce v-am descris. Doar am schimbat provocarea, întrebarea pentru astăzi. Și sunt descrise, pur și simplu, descriși pașii. Ce vă propun este să experimentăm partea asta principală, pe care am produs-o, adică Troika Consulting. La fel, fix pe framework-ul ăsta, da? Metoda are, uitați, framework icon respectiv, are, care este scopul ei? Get practical imaginative help from colleagues immediately. Da? Adică să cere ajutor de la colegi pe o problemă pe care o ai în activitatea ta. După aceea, cum o să lucrăm? Noi o să lucrăm tot așa în open space și o să facem echipe de câte trei de data aceasta sau patru, dacă e cazul, din care un client, fiecare persoană pe rând, o să fie client. Și ceilalți se numesc, toți se numesc consultanți. Thank you.